În perioada sezonului rece, polițiștii au aplicat 10 sancțiuni contravenționale firmelor de dezăpezire pentru neîndeplinirea obligației de întreținere a drumului public pe timp de iarnă, în valoare totală de 50.315 lei. Ultima sancțiune pe acest segment a fost aplicată miercuri 5 februarie de către polițiști din cadrul serviciului rutier. Firma de dezăpezire a fost sancționată cu amendă în valoare de 14.500 de lei pentru neîndeplinirea obligației de întreținere a drumului public pe timp de iarnă, pe drumul județean 108A, în comuna Horoatul Crasnei, în zona Poi. Oamenii legii reamintesc că, în conformitate cu prevederile legale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a 5-a de sancțiuni neîndeplinirea obligației de întreținere a drumului public pe timp de iarnă. Pentru o călătorie în siguranță, Inspectoratul de Poliție județean Sălaj recomandă tuturor participanților la trafic să țină cont de condițiile meteorologice atunci când pornesc la drum și să circule cu viteză adaptată permanent condițiilor de trafic. În condițiile producerii unor fenomene meteo ce pot afecta siguranța circulației rutiere, polițiștii sălăjeni recomandă atât conducătorilor de vehicule cât și pietonilor să manifeste prudență în trafic și să respecte regulile de circulație.